Algării. Ca ordin, s-o de la ce șef. Ordin ai? De la șefii mei. Să ce? Să te bace în vorbă? Eu vorbesc cu omul aici. Eu vorbesc cu omul aici. Eu vorbesc cu omul, mă. Păi, ce te baci? Vezi că încalci drepturi. Cum n-ai voie, omule? E spațiu public aici. Pe cine alungi din gară? Pe ce motiv? Neata n-ai voie. Neata n-ai voie să hărțuiești oamenii. E ilegal. Dar ce, te alungă așa din gară des? De ce? Când ai bilet? N-am bilet. Păi da, dar eu stau de vorbă cu omul care... Da, da, da. Am venit cu treabă la gară. Și că e ordin de la șeful gării. Ia ca așa tot timpul așa. Hărțuială. Da. Nu, nu, e ilegal. Ce? De ce mă filmezi? Pentru că vreau. Am făcut eu ceva, ți-am zis ceva? Te-ai apropiat de mine, te-ai băgat în suflet. Bă, mă lași. Nu te las, de ce te-ai băgat aici în suflet? Ce vrei de la mine? Eu că tu treacă, domnule, dar te-am luat cu telefonul. Dar de ce te-ai oprit în fața mea? Mă filmez, dacă trec pe aici, n-am voie să mai trec pe aici. Te-ai băgat în fața mea, omule. Te-ai băgat în spațiu intim, se numește asta viață privată. O să chem poliția acuș pentru că te bagi în viața privată. Da, asta e ilegal, ilegal, dar eu am mers cu treaba aici, nu fără treaba. Uite, mă, duceți la dâns. Bine, bine, bine. Cât ești chemat acolo? Bine, 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 am înțeles, bine, bine. Dar m-a crestat, am văzut ceva? Nu, dar nu insistați, am înțeles, bine, da, 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 pa. Stai hărțuire toată ziua, a treia oară vine. Bacă, el nu-i voie, bacă, eu trebuie să... Da. Fiu la cort. O să mă duc și la cort acuși, da. Da. Vă rog să-mi spuneți... Nu știință că o să fiți filmat. Așa. Pentru ce? Prezentați în și pe unde timp. De ce? Pentru legitimare. Pentru ce? Omule, trebuie să ai un temei legal să legitimezi. Așa vii și ceri omului legitimare? Ăsta e abuz. Eu o să fac o plângere penală, pentru că mă legitimez fără temei legal, fără motiv. Care e motivul că te-ai apropiat de mine acum? Care este? Da. Care este motivul? Să vă... Temeiul, care este legal? Să mă vedeți? Uitați-vă! Nu știu facultate. Faceți scandalizare, aduceți cuvinte și gritoare. Cui? Cine? Persoanele care sunt în trase pe gara. S-a plâns cineva că am adus cuvinte jignitoare? Noi am auzit. Poftim? Noi am auzit. Ce ați auzit? Pe lângă dumneavoastră de 100 de ori și v-am auzit. Poftim? Am trecut pe lângă dumneavoastră de 100 de ori și v-am auzit. Cum înjur? Și de asta mă legitimați acum. Cerem un alt de identitate, atâta timp cât aduceți cuvinte jignitoare. Am înțeles, dar vă rog că o să trebuiască după aceea să demonstrați că am adus cuvinte jignitoare, că altfel e hărțuire și deja câta oară mă hărțuiți și o să scriu plângeri. O să scriu plângeri finale. Nu am buletin la mine, dar mă numesc Oleg Bregas, născut în 26 octombrie 73. Cine vinovăție? Ești totalitate din vinuire. Noi știm drept, noi știm facultatea e drept. Noi nu suntem crezi că era la putere. Eu privitez facultatea de drept. Doi literate. Lasă, nu contează, asta e hărțuire. Ce fac ei? Acum e hărțuire. Ce ei fac asta de mult timp? Temei legal. Dacă nu aveți temei legal, să ce ai venit aici? Gata, au zis temei legal, că ce că am înjurat. I-am spus temei legal. Noi nu jurăm. Noi ne apărăm. Nu știu mai apărăm. Lasă, dar au inventat și ei. Au ordin să mă hărțuiască. Au ordin să mă hărțuiască și gata. Mai aveți treabă cu mine? M-am prezentat. Imediat să mă verificăm. Bine. Dar eu, uitați-vă, cu vestea de translator, s-a înregistrat acolo la cortul principal, cu date de buletin, cu cum îl cheamă, număr. Ca cetățean, care este? Ce obligație am ca cetățean? Să trăiesc fericit în România, dar văd că nu-i posibil din cauza jandarmeriei și a poliției. Asta e obligația mea, să fiu fericit într-o țară europeană. Ce altă obligație? Și v-am spus, mă numesc Oleg Brega și v-am spus data nașterii. Ca să vă pot verifica. Da, sunteți obligați să aveți și cartea de identitate? Nu sunt obligat să am carte de identitate. Nu știu de unde ai aflat dumneata chestia asta. Datele dumneavoastră. 26 octombrie 73. Brega Oleg. Brega Oleg. Cine pe el? Și el știu. Brega? Oleg. Și mai mulți au știți mai civilizați. Încă o dată data nașterii? 26 octombrie. Vă rog, nu mai vorbiți ca să... 26 octombrie. 26 octombrie? Da. 1073. Ce panică.
Cum a zis că vă numiți? M-am prezentat odată. Și eu am uitat, vă rog să-mi spuneți cum vă numiți. Că vreau să scriu plângere pe dumneavoastră pentru abuzul ăsta. Ce abuz? E treaba mea. Ce faceți dumneavoastră acum e hărțuire și vreau să scriu plângere. Pe cine mă plâng? Cum vă numiți? Niciodată datele dumneavoastră că nu merg. Brega este nume sau prenume? Nume. Nume este Brega, da? Brega, cu B. Brega? B, da, de la Boris. Brega. Breba? Brega. Breba. Brega, omule, de unde iei B? Brega. Brega, da, de la Gâscă. Mai întreb o dată, că nu mi-ați răspuns la întrebarea, este nume sau prenume? E nume, am zis odată. E înregistrat aici pe video. Oleg. Și la dumneavoastră pe video. Oleg, da? A, ați oprit camera deja. Oleg, da, Oleg. 26. A 10. 1973, da? Da. Mai aveți alt prenume în afară asta? Nu, nu. Cum vă numiți? Nu vrea să prezinte, e secret. Am mai spus. El e agent sub acoperire, nici cască nu are, n-are nimic. Am mai spus o dată. El a spus o dată și gata. E secret. Eu sunt economist, eu sunt drept. Ce urât vorbești, omule, nu te-i rușine să vorbești așa. Îl insult, domn polițist, vezi cum îl insult, îl numește cercetător. Stă omul și vorbește pe bancă, să nu-i bătaie de joc, nu-i insultă. Mai plecat psihotar undeva, alte țări, din comunitate. Sau mai uitați la televizor. Păi cum? Ce? Nu sunteți civilizat? Nu. Nu. Au primit ordin să mă hărțuiască și mă hărțuiesc. Da, adelor. El e angajat. Nu, că nu-mi găsesc așa. Am mers la el. Numele astea e și unul mai prea nu găsesc. Cum să nu facă lumea glume despre poliție și jandarmi? Cum așa de... așa cu bărțenit așa? Au, șeful le-a dat ordin. Șeful le-a dat ordin să mă hărțuiască. Șeful are plângere penală pe comportamentul lui și el acum prin subalternul lui mă hărțuiește. Nu e simplă legitimare, e hărțuire. Nu se face simplă legitimare din moft. Nu e simplu cu rești. E un moft. Ai venit? Nu l-ai auzit colegul ăsta, polițist? El ar fi trebuit să termine academia de poliție. Și a zis că... Cum a zis? Că simplă legitimare. Ne-a zis simplă legitimare, exact cuvintele lui. Și nu e simplă legitimare, asta e hărțuire. Am spus că nu e simplă legitimare, a săvârșit o contravenție. Când săvârșit o contravenție, am tot dreptul ca să vă legitimez. Am înțeles, ați spus deja, am înțeles. Da, ai zis mai devreme că e simplă legitimare. Ce acolo? Cine cu cine stă? Păi dacă e angajat, el e așa, el are uniformă. Și încă o chestie, vă spun că nu vă dau dreptul să mă filmați. Nici nu mă interesează, ești în uniformă, în spațiu public, ești la serviciu. Nu aveți voie să mă filmați, nu vă dau dreptul să mă filmați. O să mă dați în judecată. Da, vocea și imagina, puteți să mă filmați de la vreun jos. Aveți tot dreptul, dacă vă apare pe undeva filmarea, filmat cu vocea mea și cu... O să vă vadă toate neamurile colegi de facultate și o să râdă de prima dată când ignoranță și comunitare și extracomunitare. Păi dacă vine aici în tribunal, mass media, tot filmează și vă arată psihotare în Ucraina. O să judece cu toată lumea, cu CNN, cu BBC, o să se judece. Bine, pentru ce? Pentru injurie. Am înțeles. Ce am zis? Ce am înjurat? Sunt victime ale injuriilor sau așa ați primit ordin să scrieți? O să trebuia să aveți niște victime ale injuriilor, nu? Și o să vedem în instanță. O să trebuia să repete ce am spus eu. Sancțiune contravențională. În instanță, oricum, eu contest. Eu nu plătesc nimic, eu contest. O să trebuiască să scrieți acolo cine e victima injuriilor. Ceau! V-ați făcut de râs și poliția, și jandarmeria, și paza privată, SGPI. Vai de steaua lor, ce hărțuire penibilă. Moldova de câte ori a pierdut la cerul din cauza asta? Acum e rândul României.